Știi că mă uitam dimineață, adică un pic mai devreme la Ori and the Wisp, Wheel of the Wisps. Mi-am luat țeapă că nu e așa cum credeam noi că se lansează pe 11 februarie, chiar nu. Deci câteodată știrile de pe Wikipedia în ceea ce privește jocurile și data de lansare sunt greșite. Sunt greșite în adevăratul înțeles al cuvântului, se lansează pe 11 martie. Și noi ne-am luat țeapă, m-am uitat în scriptul pe care l-am făcut noi pentru jocurile ce apar în primul sfert de an și noi am zis 11 martie. Poate a fost amânat. Mă nu, pentru că ți-am zis, m-am uitat în script și noi am spus 11 martie. A, da? Da, deci nu. Da, noi am zis bine, Era, începeam iară mailbox-ul de azi cu un rage la urât. Bă, nene, dă unde moda asta într-o dată să bine. S-a creat un precedent în ceea ce privesc amânările de jocuri și o să se mai profite pe chestia asta. Indiferent că vorbim de jocuri scoase de către, eu știu, developer mari cum sunt Ubisoft sau mai știu eu ce alte nebuni de genul ăsta sau CD Projekt Red cu Cyberpunk, joc pe care l-a așteptat toată lumea. Bine, acolo e o chestie de marketing, e clar că e o chestie de marketing. Că ieșea înainte Doom-ul și le lua fățău, în adevărat nu înțeles al cuvântului, le lua fățău. Da, în fine, noi nu vorbim de asta, vorbim de componente, cu N, componente, zi după mine, componente. Ah, ok, bine. Da, avem 5 întrebări frumoase sau 5? 5 sunt. Asta ca să nu mai... Da. Da. Aia e. Și o să le răspundem la fel de frumos. Adică cât se poate de lung. Astăzi te enervezi pe tine. Na. Să începem mailbox-ul. Și vom începe mailbox-ul cu un mail de la Leonard. Laptop editare foto-video. Salut, mă numesc Răzvan. Caut un laptop pentru editare foto-video. Aș vrea să aibă un ecran cu redarea de culori cât mai bună. În plus, vreau să ducă fără niciun fel de problemă randări în Premiere, After Effects, DaVinci, dar și 3D în Cinema 4D. Frumos joc de cuvinte. Ai prins-o? 3D în Cinema 4D. O limită maximă este de 10.000 de lei, însă prefer să nu ajung la limita aceasta. Mulțumesc anticipat, Leonard. Inițial am vrut să îți recomand un laptop cu o placă video quadro. Dar după aia, în secunda 1, mi-am dat seama că cei de la Nvidia au și un pachet de drivere special pentru cei ce folosesc suita de programe de la Adobe sau Cinema 4D sau etc. Orice altceva, DaVinci, etc. Cinema 4D, eu m-am jucat cu el, cu acest pachet de drivere, iar diferența dintre pachetul de drivere pentru jocuri și cel pentru Creator Studio este mare de tot. Am recomandat chestia asta mai multor amici, prieteni, clienți să folosească acel soft. Și mi-au zis, da, nu știam de el, îți mulțumesc foarte mult, nu mai trebuie să mai arunc banii total aiurea pe laptopuri cu quadro sau alte nebune de genul ăsta. În ceea ce privește laptop pentru tine, eu m-am gândit la un i7 cu un minimum de memorie RAM 16 GB, pentru că sunt foarte multe modele și sunt foarte puține modele în combinație cu 32 de giga. Știu că pentru suita Adobe și Răzvan poate să confirme chestia asta, îți trebuie 32 de giga. E o chestie gen trebuie, nu ok, hai fi. Și în 2070 și 2080. Am ajuns la limita de 10.000, am găsit și modele pe la 8700 și pe la 8600. Mă rog, e vorba, primul este e un Legion Y540 cu i7-9750H, 1 TB SSD pentru că trebuie viteză, 32 de giga și un RTX 2070 cu 8 GB memorie video dedicată. Asta este la 8798, ar fi fost frumos să fie pe la 1798. Ce ne-am mai dorit lucrul ăsta. Al doilea este tot un Y740, dar de această dată cu un ecran de 17,3, adică mai mare, 144 de Hz, același procesor 9750, 16 GB RAM DDR4, 1 TB SSD și un RTX 2080 la 9998,99, adică fix la limită. MSI nu l-am exclus din această listă. E un GS75 Stealth 9SF cu un ecran de 240 de Hz, asta e mai puțin important. Același procesor 9750H, 16 GB RAM, 1 TB SSD și RTX 2080. Legion Y740, iarăși cu cam aceeași configurație, tot la 8798. Apar ele pe ecran și nu în ultimul rând m-a surprins prețul ăsta. E vorba de un Rockstrix G731GW i7 9750H, 16 GB RAM DDR4, un combo de 256 GB SSD cu 1 TB SSHD. E bună combinația asta și un RTX 2070 la 8498. E redus un pic prețul. Ideea e chiar și așa, cu 16 GB ai putea, fără doar și poate, să îl upgradezi la 32 de GB. Mai un predator Helios 300 de la Acer, același procesor, aceeași placă video, 16 GB și 512 GB la 7998. Cam astea sunt configurațiile pe care ar trebui să le ai în vedere atunci când vrei să-ți cumperi un laptop pentru toate activitățile și pentru toate programele care tu le-ai menționat în mail. Alegerea e a ta, banii sunt la tine, go for it! Da, al doilea mail este de la Music for Fun Like a Boss. Iau pe asta, ce frumos sună! Laptop de gaming. Salutare, salutare! Doresc să-mi achiziționez un laptop de gaming pe care să mă pot juca titlurile apărute recent pe setări de grafică medium sau high. Dețin un buget de aproximativ 3200 de lei, iar eu m-am gândit la următoarele două modele. Stai așa că pe astea nu le deschisese modelele. Ce model recomandați dumneavoastră? Mulțumesc anticipat echipei PCG. Tu ai ales un TUF FX 505DT cu procesor Ryzen 5 3550H, 8 GB RAM DDR4, 512 GB SSD și un 1650 de 4 GB. Iar al doilea model era un GF63 de la MSI 9RCSX cu un i5-9300H, 8 GB DDR4, 512 GB SSD și GeForce GTX 1050 Ti. Îți recomand din tot sufletul să mergi pe prima variantă, cea cu Ryzen 3550H, nu neapărat că e cu Ryzen, ci pentru că este cu 1650, iar 1650-ul face minuni în adevăratul înțeles al cuvântului, adică comparându-l cu 1050 Ti ai un surplus de performanță de aproximativ 25-30%. 1650-ul față de 1550 Ti. Mai găsisem eu tot cu 1650. Da, adică găsim același model pe care le-ai ales tu. Singura diferență era că unul din ele de la HP, seria Pavilion, avea o combinație de 120 de GB SSD cu 1 tera hard disk la 2998 de lei. 1650, indiferent că îl combini sau găsești un model cu un procesor de la Intel, indiferent că mergi pe varianta Ryzen 5 3550H de la AMD. Bogdan Gaming IT. Salut, Mădălin! Curând mi-am achiziționat o configurație și am câteva întrebări. Avem un procesor i5-9600K, un ID Cooling SE214, un GB B365MHD3, HyperX Fury 16 GB DDR4 la 2666, un RTX 2060, un SSD Adata SX 6000, un hard disk Seagate de 1 TB, sursă Corsair V650W, carcasă Segotep Halo 6. Am omis întrebarea despre overclock. 9600K pe B365 niciodată nu o să poți să faci overclock, nici pe B, nici pe seria B, nici pe seria H. Singurele plăci de bază pe care poți să faci overclock la procesoarele Intel cu terminația K sunt cele cu Z. Pot face SLI? E cu duș întors. e cu duș întors. RTX 2060 by default nu poți să faci SLI. Numai că pe internet vei găsi niște tutoriale cu niște drivere modificate, cu acestea rulând, permițându-ți să faci SLI cu RTX 2060, dar limitându-te în ceea ce privesc jocurile, pentru că Windows-ul tău va trebui să fie în test mode și asta înseamnă că test mode-ul e detectat de foarte multe jocuri online, iar acelea nu te lasă să le joci, cum ar fi PUBG, Overwatch mi se pare că te lasă, Fortnite-ul nu te lasă, îți dă direct mesaj, acestea două, PUBG-ul și Fortnite-ul, îți dau mesaj direct că nu poți sub nicio formă să Windows-ul tău este în test mode și nu merge să rulezi în test mode cele două titluri pe care le menționam, Battlefield 5-ul în multiplayer și așa mai departe. Nu recomand sub nicio formă, chiar sub nicio formă. Dacă producătorul nu a făcut aceste modele să fie compatibile SLI, pa, la revedere dragă, de ce să mergi cu drivere modificate sau cu alte nebuni de genul ăsta? Nu, deci nu, RTX 2060 din punctul producătorului și din punctul meu de vedere nu suportă SLI, indiferent că pe internet găsești tutoriale în care sunt unii care zic că băi, eu l-am făcut să meargă. Whatever, ai limitări, foarte multe limitări. Sunt performanțe în plus cu o memorie dual channel, sper să apară în mailbox, dacă nu merge și prin mail e ok. Mulțumesc anticipat și keep up the good work. Da, sunt performanțe în ceea ce privește dual channel, nu foarte mari, undeva între 7 și 10%. Îți recomand din tot sufletul să te uiți la videoclipul pe care l-am făcut noi în urmă cu vreo 2 ani de zile, dacă mi-aduc eu bine aminte, în care făceam comparație între single channel și dual channel. Caută la noi pe canal sau îl punem în descriere? A? Da, îl punem în descriere. Gata, ce mai turabor? Gata. Mihai, mailbox swap plus sfat carcasă plus ventilatoare. Salutare PCG. Recent mi-am alcătuit un sistem nou de light gaming cu Ryzen 5 2600, asta nu prea e nou, nu prea e light gaming. Și un GTX 960 4GB, da, este light gaming. Yeah. Da. 8 GB RAM la 3200, aș avea mare ajutor în a alege o carcasă pentru el, deoarece momentan poposește într-o antichitate de carcasă de pe vremea lui Pentium 4. Eu m-am gândit la următoarele variante, e vorba de un Silentium PC Signum SG-1M și un Segotep Max. Stai așa că nu mai știu care era. Ah, gata, mi-am luat aminte. Bun. În principal aș dori să nu fie extrem de mare și nu sufă după acel panou lateral transparent. Puh! Care dintre cele două ar fi o soluție mai ok? Aveți alte propuneri? Am variante fiabile în bugetul mai în buget mai redus? E întrebare. Era întrebare. Menționez că nu sunt fan OC și nu am de gând să mă apuc în așa ceva cu sistemul. De asemenea, aș avea nevoie și de niște ventilatoare pentru carcasă, nu am nevoie neapărat de RGB and stuff, ci doar să-și facă treaba și să nu se audă chiar ca un F16. Să meargă pe principiu cheap and good. Ok, mulțumesc anticipat și spor. Dintre cele două variante pe care le-ai menționat tu, aș merge fără să mă gândesc la Silentium PC Signum SG-1M. De ce? Pentru că e o carcasă încăpătoare, chiar dacă ea e mică, iar în ceea ce privește alte recomandări, sincer să fiu, m-am uitat la dimensiuni, am încercat cât de cât să mă apropii de dimensiunile carcasei de la Silentium PC și nu am prea reușit. Adică sunt 2, 3, 5 cm mai mari decât ea, plus că în spatele suportului Bluetooth de bază poți să ascunzi lejer toate cablurile, pentru că ai un spațiu de aproximativ 1,5 cm. Chiar da. În ceea ce privește ventilatoarele, m-am uitat și eu pe aici, pe acolo, pe la noi, să văd ce ventilatoare aș putea să-ți recomand și am două modele, ambele sunt de la Arctic. E vorba de un F12 Silent la 21.44 și un al doilea la ACP12 PVM. Ăsta din urmă îl poți controla din BIOS-ul plăcii de bază, dar vezi placa ta de bază câți conectori are. În funcție de câți conectori are, știi dacă ți iei 3-4 ventilatoare sau îți iei pur și simplu un fan controller. Aia e. Penultimul mail vine de la... De ce te-ai uitat așa la mine? Nu e penultimul. Mai am unul foarte scurt. Alexandru, cu activare sau nu XMP. Din prima îți spun că este mai ok, este foarte ok să activezi XMP-ul din BIOS, indiferent XMP-ul sau AMP-ul, în funcție de procesor. Salutare echipa PCG, am și eu câteva întrebări. Dețin un sistem Viking, procesoarea mea de Ryzen 5 1500X, Asus GeForce GTX 1050 Ti, Gigabyte B450 MDS3H, Adata XPG Gaming D10 Black 8 GB DDR4 la 3000 și un tera hard disk de la Seagate, seria Barracuda, un Samsung 907 CVO Plus de 500 de GB și Segotep H9 Plus de 520W. Acesta este sistemul meu. Default, memoria RAM a venit la 2666 MHz. Am observat asta în Task Manager. Memoria RAM, dar și placa de bază văd că suportă 3000. Da, e adevărat. Și Ryzen-ul se înțelege foarte bine cu frecvențele mai ridicate în ceea ce privește memoriile. Acum câteva zile am activat pentru câteva minute XMP-ul în BIOS și în mod automat memoria RAM a trecut de la 2666 la 3000, corect. Și ar trebui să o lași așa. Acum întrebarea este dăunează cu ceva pe termen lung dacă las frecvența la 3000 MHz? Nu, că altfel n-ar fi existat opțiunea aia în BIOS. Dacă se întâmpla vreo dubioșenie, producătorii ar fi scos-o, XMP mă refer. Adică memoria RAM sau sistemul în sine va ceda mai repede pe termen lung vorbind. 3000 MHz face o diferență în jocuri și editare video. La prima întrebare răspunsul este nu, nu va ceda în timp, iar la a doua întrebare, da, diferența o vei vedea fără doar și poate. Vă mulțumesc și vă apreciez maxim, sper să apar și eu în mailbox, a doua persoană care speră, iată că ai ajuns, chiar dacă am scris mult, n-ai scris mult, față de alții chiar n-ai scris mult, crede-mă. Am zis penultima, iată ultima. Mi-am adus aminte pe parcurs că trebuie să răspund unei persoane care a făcut un mail după cum urmează. E vorba de Daniel. Salut! Bună ziua! Numele meu este Daniel și am 45 de ani din București. Felicitări pentru toate clipurile realizate. Dacă se poate să faci un clip despre un PC. Mai exact este vorba despre un PC care se poate să aibă aceeași putere ca cu a unui Mac. Am înțeles ideea. Deoarece mi se par foarte scumpe acele sisteme cu Mac. De exemplu, doresc să-mi fac un PC care să ajungă cumva din urmă un Mac referitor la performanță, deoarece doresc să instalez OS-ul lor, în paranteză Windows-ul lor, am înțeles. Și întrebarea era dacă este musai să achiziționez cu foarte mulți bani sculele lor sau este posibil să instalez și pe un PC. Dacă tu crezi că poți face o configurație destul de bună pentru a instala macOS-ul, eu doresc să îl folosesc în viitor și pentru Corel Draw, Photoshop, bla 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 și alte nebuni de genul ăsta. Mulțumesc și îți doresc un an nou frumos în continuare, ție și colegilor tăi. Dragul meu, Daniel, ideea este foarte simplă. În decursul timpului, oamenii au tot încercat să instaleze macOS-ul pe un sistem gen PC. Sistemul care rulează care ar putea rula pe un PC se cheamă Hackintosh. E o hackereală astfel încât sistemul de operare cel de la Apple să funcționeze pe un PC normal. Un PC normal care să conțină, și venim în actualitate, orice placă de bază, bine, impropriu spus orice placă de bază, Z370, H-uri și alte treburi de genul ăsta, procesoare. Ideea e că n-a reușit nimeni momentan să meargă Hackintosh-ul, respectiv Mojave, pe un Ryzen. Nu s-a reușit în momentul de față. Dar poți să faci cu seria 9000, fără niciun fel de problemă, o configurație cu seria 9000, 16 GB RAM, o placă video de la AMD. Atenție, seria 5000 de la AMD merge like a boss, cu drivere oficiale. Merge și cu plăci video de la Nvidia, numai că acolo se folosește un web installer, sunt niște modificări de făcut și alte nebunii de genul ăsta. unități de stocare, merg SSD-uri, merg hard discuri, etc., etc., etc. În descrierea acestui clip o să punem mai multe linkuri cu plăcile de bază, procesoarele, plăcile video, ce sunt compatibile cu această operațiune Hackintosh și cu un tutorial care îți dă step by step, pas cu pas, pardon, hai să vorbim în limba română, pas cu pas cum să faci și ce trebuie să faci astfel încât să instalezi Mojave pe un PC normal. Îți trebuie un stick și sistem. Configurația tu ți-o faci în funcție de ce vezi în linkurile din descriere. Asta a fost. Simplu, nu? S-a părut simplu? Sau a fost complicat? Teoretic așa e simplu, no. Practic s-ar putea să... ideea este foarte simplă și complicată în același timp. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. Nu trebuie să te gândești, gata, am stick-ul cu sistem de operare, am PC-ul, gata, trebuie să meargă musai. Sunt niște... de configurat e un pic cam simplu și în același timp mult. Sunt o grămadă de tutoriale, eu pe oamenii ăștia linkurile din descriere, forumul ăsta îl știu de foarte mult timp, îl știu de vreo 5 ani de zile. Și de fiecare dată au venit cu update-uri și de fiecare dată au testat cu configurații noi și așa mai departe. Adică e făcubil, știi? Numai trebuie să ai răbdare. Atât. Și să urmezi pașii pe care ei îi dau un tutorial, literalmente. Aia e. Am lămurit pe toată lumea. Am avut 5 întrebări, plus una suplimentară. 6 înseamnă. 5 întrebări plus... Hai să zic, cum îi zic? Bonus, na. Bonus. Ok, da? E bine? Ok. Până săptămâna viitoare, nu uitați să ne trimiteți întrebări pe cele două adrese pe care le știți, cred că... Gen, dacă nu le știți, înseamnă că sunteți noi pe noi la canal, noi aici, la noi pe canal, pe PC Garage TV, și asta înseamnă că trebuie să apăsați butonul la pe care scrie subscribe și clopoțelul care vă atenționează de fiecare dată când urcăm un material nou, iar adresele alea de care vorbeam un pic mai devreme sunt live@pcgarage.ro și ce Na, că nu mi-a ieșit a doua. pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, eu și Răzvan vă dorim să aveți zile liniștite. Și hai afară la zăpadă, Răzvane. Mergem? Da. Ok.